Ia uitați-l. Baftă electoratul. Butonul. Dar tu vrei să sun la poliție? De ce? Cum de ce? Vrei jocuri jmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Opa, m-am trezit așa cu un sentiment de ăsta de deja vu. Astăzi o să-i facem o farsă lui Gras. Pentru că foarte mulți mi-a sugerat farsa asta, am zis hai să o fac totuși. Am așteptat momentul, am prins momentul cel mai bun pentru că n-aveam când altcândva. Când el este plecat la Andra, el o să trebuiască să vină nu știu când, mi-a zis că mă sună aseară când am ieșit la cafea, că vrea să mergem să facem niște cumpărături, mă rog, vrea să facem un grătar și să mergem să facem niște cumpărături. Așa că el mă sună când pleacă de acolo. Așa că eu o să mă duc repede la el acasă, intru și fur butonul de la YouTube, butonul de 1 milion de abonați. Iar acesta când o să vadă, vă dați seama, o să fie aiurea, dar el a zis că vrea să mergem la cumpărături, așa că o să insist să mergem cu mașina mea, îi bag butonul în portbagaj, pentru că el în caz că nu observă, când va deschide portbagajul să bage cumpărăturile, o să vadă acolo ăla. Dar nu, dar trebuie să facem cumva să observe, nu știu. O să vedem, o să las totul de la sine, nu vă pot spune ceva urma pentru că nu știu cum vor decurge lucrurile. O să fie o farsă cât de cât dificilă pentru că nu știu ce va face, nu știu ce are de gând și oricum, nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe farse, pentru că îmi tot cereți farse, eu vă dau farse și poate nu dați like-uri că vă omor, pentru că îmi tot spune să fac farse și ultima oară mi-am luat-o pe coaja. Așa că haideți să ne îmbrăcăm, să ne urcăm în mașină și să mergem să îi furăm butonul de 1 milion de abonați. Sorry, electoratule. Ne-am îmbrăcat acum, suntem gata și haideți să mergem la electoratul pentru a-i născoci farsa. Da, spune-a lumică. Apoi să ne luăm scaunul ăsta de... Nu poți să stai, gata. Mai bine. Cheia? Prima cheia, ia să vedem. Fetița mea. Am ajuns pe teritoriul lecturetian, să-i zic așa. Acum trebuie numai să intrăm ușor în curte. Familia lui mă înțelege, dar numai să nu vină el. Da, dacă nu uităm în oglinzi, lecturatul nu este prin zonă. Trebuia să mă sune și încă nu m-a sunat. Deci înseamnă că mai durează până vine de la Andra, așa că am timp lejer să mă desfășor. Mișto. Am comis-o din nou. Am ajuns aici, uitați-ne. Mă, ce faci aici, mă? Ce te joci? Bă, să mă spui, lucrai tot, da? Împrumușul ăsta, sper numai să nu-l... Ia uitați-l! Hai, bă, ieși! Gata, l-am luat! Ia, stați puțin să-l punem în pat! Mamă, cât de frumos e să-mi bag piciorul! Bă, fii atent să nu mă spui, auziși? Rămâne între noi, dau o înghețată! Acum, haide să mergem să-l luăm, să-l ducem la mașină! Iustinel m-a ajutat să-i fur YouTube pe mine de YouTube, uitați-l aici. Stați puțin să mă încalc și eu, să mă încalc, doamne, să mă încalc și eu. Dar mi-e greu cu o singură mână. Mamă, să nu scap pe ăsta, că mă bate ăsta de măcar pe mine. Bă, dacă de ușor este să fur din familia Oblet. Ia uitați, lectură de la Z. Bă, deci asta este foarte mișto cum l-am schimbat. Deci îmi place foarte mult. Nu este care restul YouTube, care restul YouTube-ului. Este foarte mișto butonul ăsta de 1 milion de abonați. Acum mergem repede la mașină, îl băgăm acolo și plecăm repede cu mașina până nu ne sună Grasul că o să vină. Hai. Deschide porțile din Valhalla. Vezi un furt. Păi da? Aur. Aur curat. Acum o să ne cărăm de aici și o să mergem în altă parte pentru a-l aștepta pe electoratul să vină și să mergem la cumpărături. Dar stare curioasă reacția lui când o să vadă că nu mă are butonul. Mă sună. E, bă. Alo? E. Ce faci? E, pe acasă. Te vezi că eu plecam acum de la Andra, vin acasă să mă schimb și eu că mi-am uitat pantaloni în excursie și după aia mergem să cumpărăm ăla pentru grătar. Aha, bine, hai că mergem cu mașina mea, că trebuie să trec și eu să-i bag lunelul un bilet la pariuri și dacă tot merg încolo, mergem cu ameșlop. E aproape. Bine, hai. M-am tras aici lângă un gard, după colțul ăsta, adică sunt... Opa, așa că a ajuns. E, bă! Ia fii atent. Acasă. Ce, bă? Păi să știu pe acasă. Unde acasă?
nimeni. Nu mă, ce ai? Eu sunt acasă, nici nu plecai. Tu ajunsă-și? Păi, da, ajunsă-și. Hai că vin acum la tine să te iau. Păi nu e vorba de asta, problema e că nu mai e butonul de YouTube ăla mare, de aur. De aur, de mulțuri, nici o fi făcut. Cum să nu mai fie? Păi, nu mai e pe perete, ești nebun. Da mă, ce ai? Că nu... Cine-s Tilia? Ce ești nebun? Orților ăștia să-și facă o poză? Am fost plecat de dimineață, că fură toți plecat de dimineață și am dormit la Andra noapte. Și acum când venim nu era nimeni acasă și nu mai găsi ăla. Nu știu, orților ăștia să facă ceva cu el, ori făcură curat în cameră, nu pot să-mi dau. Că Tebi e plecat, dar e decât Justin acasă acum. Da? Și ăștia în seară că nu știu nimic. Dar vine și ăștia acasă, dar acolo vine ăștia să mergem la cumpărător, că n-am mai știu ce să-mi bag. N-are mă cine să-ți ia, cine intră în casă? N-am, bă, hai odată, hai că vin acum să te iau, lasă asta, că vedem după. Hai. Hai, îmi zici că să ies, pa. Păi hai, ieși, pa. Te-ai împins de mult. El bănuiește ceva, dar nu e sigur. Eu acum sunt după gar, cum ar veni. Să văd acum întorc mașina și îl așteptăm să iasă la poartă. Îl așteptăm să iasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca și cum n-aș avea un buton de 1 milion de abonați la mine în portbagaj, în BMW. Deci vă dați seama ce valoare are acum BMW-ul meu? Hai grasule, stau după tine o oră. Hai grasule, ce făceai? Că te aștept de o jumătate de oră. Bine, exagerez, erau 2 minute, dar mă rog. Trebuie să facem stilul tău de a filma. Da, ce filmezi în primul rând? Păi să-i fac și un vlog, este ultima zi de școală a copilor și am un super titlu. Asta, ultima zi de vacanță a copilor. Și au furat butonul de la YouTube. I-au furat, e mult spus, cine știe ce se întâmplă? Dar vezi că muia nu era pentru, era pentru tine. Să luăm mâncare pentru grătarele. Ne-am pregătit spiritualele pentru grătar. Avem aici carne, avem bere la greu. Bine, și mai luăm bere. Dar luăm de mai multe feluri. Să facă grasul ziua lui odată. Ciuc. Ne-a costat undeva la 269 de lei. Plus că ne-am făcut iarăși o mică aroganță. Deschide-ți cu portbagajul. E deschis. Bă, ăștia ne spar berile, mă. Hai, bagă aici cumpărăturile. Cine mă, dăm ceva să dau în el. Dăm ceva să dau. Hai, nu fi prost, hai, gata. O, oh, gata, nu, mai nu. Da, nu, că duc eu gros de bani pe ea. Nu fi prost, nu că trebuie la mașină. N-am văzut să dau un par. Nu mai, las, au. Mamă, ce prost ești că mă lovi, bă, ăsta, dă, e violent. Ce-a făcut ăsta la tine? Păi vreau să-i fac și o farsă, că mi-au zis copiii că cica s-a sfurt butonul. Dar tu vrei să sun la poliție? De ce? Cum de ce? Hai, gata. Ce oh, fii cu minte, gata. Iartă-mă. Oh. Îți cumpărai înghețată Magnum. Magnum, să-mi dați bani. Gata. Cu și aroganță cu ăștia de la Magnum. Hai, lasă-mă, nu mai trecu și peste. Păi normal și că cu două energizante Burn. Ajută-mă să bagă ăștia mașină, gata. Păi stai mă, că îmi place să te ajut. Ia bagă și mie aici antigelul când trebuie. Te nimeni nu mă arde cum arzi tu. Acum ajungem acasă la reședința familiei electoratul pentru a-i înapoia premiul de la YouTube. Bă, vezi să-l pui înapoi de unde luași. Hai, îl pun înapoi. Bine, îl pun înapoi și să lăsăm cumpăturile și să ne bem cealaltă parte a, cum zicem, aroganței noastre. N-am mai băut un energizant să-mi bat piciorul. Dar și nimic, da. Deci n-am mai băut un energizant de un an, cred că mă, și la fel. Deci n-am mai gustat, nu știu. De atunci, când n-am mai pus gura pe nimic. Grasul și-a luat înapoi e butonul. El am înapoi astea, așa, să-i înapoi și ochelarii, nu vreau să-l fur de tot astăzi. Acum mergem să ne bem noi acele energizante, că n-am mai băut un energizant de un an, cred. Acum plecăm și noi de la lectoratul. Mașinuța mea, mi-e drag de ea. Oh. Punem aici telefonul, îi dăm o cheie. Cotă la vânzare pe bumba, nu știu de ce, simt că i-a venit ceasul. O să știți voi mai multe detalii despre ea. Cam atât cu această farsă, i-am furat butonul. Cel mai mult mi-a plăcut atunci când grasul a deschis, când i-am deschis portbagajul,
Omul își punea computerul, n-avea treabă și după aceea a realizat și a văzut butonul acolo. Comică faza. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe farțe. Nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video și Instagramul meu, unde vreau să-mi dați follow pentru mai multe știri, noutăți, unde eu postez foarte des pe Instagram diferite instastory-uri, poze cât de cât mai amuzante. Iar ca să fiți la curent, dați acolo follow și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!